Pe care le aveți dumneavoastră de la cei din Ucraina. Cum stăm aici în zonă? Din Ucraina noi încă n-am primit nicio informație. Eu, la nivelul prefecturii, n-am primit nicio informație. Situația este monitorizată de către societatea de gospodărire a apelor. Sperăm să nu crească mai mult de atât și monitorizăm în continuare împreună cu autoritățile locale. Evacuările care le-ați făcut, câte efective de animale sau evacuat de aici persoane? Avem în jur de 1800 de oi și 23 de persoane. Plus la fiecare stână mai sunt cai, vite, dar nu știu exact numărul lor, dar toate sunt evacuate. Care e situația? Cum stăm de moment? Păi suntem în alertă atâta timp cât la Oroftiana dă pe prut la intrare în țară creșterea debitului, deci stăm în alertă până când apele vor scădea. Mulțumesc.